puternic și măreț, plin de glorie și sfânt, în El suntem salvați. Iisus e Rege, vrednic de laudă, Domn peste toate, nimeni nu este ca El. Iisus e mare, sfânt și înălțat, Alfa Omega, nu e nimeni ca El. Hey!
ce-a fost înainte și cei ce vor veni, toți vor cânta cântarea lui. Tu ești ce mai mare, domnești în splendoare. Tu ești mai presus de orice tron, de orice împărăție, de orice stăpânie. Tu ești mai presus de tot, cântă îngerii. Sfânt ești, universul întreg. Sfânt ești, tu ești etarea, și-ai fost răscumpărat. Cântă azi cântarea mea lui, de umpli libertate și poate mele său. Cântă azi cântarea mea lui, vom cânta pe veci.
mișca. Rămân, voi aștepta, voi păzi prezența ta. În casa mea locuiește prezența ta. Șechina, chivotul gloriei, tu mi-ai încredințat prezența ta. Greutatea gloriei tale, în casa mea locuiește prezența ta. Șechina, chivotul gloriei, voi păzi prezența ta. Nu mă voi mișca, rămân, voi aștepta, voi păzi prezența ta. Nu mă voi mișca, rămân, voi aștepta, voi păzi prezența ta. Nu mă voi mișca, rămân, voi aștepta, voi păzi prezența ta. Lord Jesus, Doamne Iisuse, come. Vino. Speak to us from your word. Vorbește-ne din cuvântul tău. Give us revelation. Dă-ne revelație. Give us understanding. Dă-ne înțelegere. Let your word come alive to us. Cuvântul tău să vină la viață pentru noi. We don't want to just hear the voice of a man. Nu vrem să auzim doar vocea unui om. We want to hear the voice of our heavenly Father. Vrem să auzim vocea Tatălui nostru ceresc. Who is speaking to us? Care ne vorbește. The spirit of revelation. Duh de revelație. The spirit of understanding. Duh de înțelegere. The spirit of wisdom. Duh de înțelepciune. The spirit of counsel and Duh might. Duh de sfat și de tărie. The spirit of the fear of the Lord. Duh de frica de Domnul. Come Holy Spirit. Vino Duh Sfânt. We ask you today. Îți cerem astăzi. In Jesus name we pray. În numele lui Isus ne rugăm. Amen. Amen. Well, we have been doing a series. Facem în acest timp o serie, which is called Miracles in the Wilderness. Care se numește Miracole în pustie. And we have been looking about the time after the Israelites came out of Egypt. Și ne uităm la momentul din care evreii au ieșit din Egipt. And the 40 years that they went through the wilderness. Cei 40 de ani prin care au trecut prin pustie. That prepared them to enter into the promised care land. Care i-a pregătit pe ei să intre în țara promisă. God called over 2 million people. Dumnezeu a chemat peste 2 milioane de oameni. To go out into the desert. Să intre în pustie. Where for decades they had to rely on God completely. De zeci de ani au trebuit să se bazeze pe Dumnezeu pe deplin. For their resources. Pentru resursele lor. For food. Mâncare. Bread and meat. Pâine. Carne and water și apă. And everything that they had need of. Și tot ce ei au avut nevoie. Now, we are coming to a point in this series. Acum noi ajungem la un punct în această serie. When we are wanting even more to apply what we have learned to our lives. Unde vrem și mai mult să aplicăm ce am auzit în viața noastră. So, when we hear messages like this, așa că atunci când auzim mesaje de acest gen, we can easily think, oh, it's for my neighbor. Putem ușor să ne gândim, e pentru vecinul meu. Let's all say this together. Hai să zicem împreună. It might be for him. S-ar putea să fie pentru el. It might be for her. S-ar putea să fie pentru ea. But for sure it's for me. Dar sigur e pentru mine.
And as I'm sharing today, și așa cum împărtășesc astăzi, I want this to become very personal. Vreau ca acest mesaj să devină foarte personal. And that each of us would hear how God is speaking to us as an individual. Și fiecare dintre noi să auzim cum Domnul ne vorbește nouă ca indiviz. Let's open up together in 1 Corinthians chapter 10. Haideți să deschidem împreună în 1 Corinteni în capitolul 10. And we will read from verses 1 to 11. Și vom citi de la versetul 1 până la versetul 11. For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nori și toți au trecut prin mare. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Toți au fost botezați în nori și în mare pentru Moise. And all ate the same spiritual food. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. And all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească și care venea după ei și stânca era Hristos. Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au căzut în pustie. Now these things took place as examples for us that we might not desire evil as they did. Și aceste lucruri li s-au întâmplat ca exemple pentru noi, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit și aceia. Do not be idolaters as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul s-a așezat să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. We must not indulge in sexual immorality as some of them did, and 23,000 fell in a single day. Să nu desfrânăm cum au desfrânat unii dintre ei și într-o singură zi au căzut 23,000. We must not put Christ to the test as some of them did and were destroyed by serpents. Să nu ispitim pe Hristos cum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit prin șerpi. Nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. Să nu murmurați cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste cei care au venit sfârșiturile veacurilor. Amen. Amin. Paul begins this. Pavel începe acest pasaj using one of his favorite phrases. Folosind una dintre frazele lui preferate. For I do not want you to be unaware. Nu vreau ca voi să nu știți. I don't want you to be ignorant. Nu vreau ca voi să fiți ignoranți. And then he speaks about how the Israelites lived in the glory. Și pe urmă vorbește despre cum evreii au trăit în glorie. How they saw the Shekinah of God. Au văzut șechina lui Dumnezeu with them continuously, împreună cu ei în mod continuu. How they lived under the cloud, cum au trăit sub nori. How they lived under the fire, cum au trăit sub foc. They were a people of the manifest presence of God. Au fost un popor al prezenței manifestate a lui Dumnezeu. When God was going to give them water from the rock. Când Dumnezeu urma să le dea lor apă din stâncă. We don't really know. Noi nu știm cu adevărat. How God gave them the water from the rock. Cum le-a dat lor Dumnezeu apă din stâncă. There were some Jewish writers. Niște scriitori evrei. In the early centuries. În primele secolele timpurii. Who wrote about how there was actually a rock that went with them. Au scris despre cum era chiar o piatră, o stâncă ce mergea împreună cu ei. And that they would take water out of that rock. Și că ei scoteau apă din acea stâncă. They wrote about how the rock would roll, like it looked like a whole bunch of bees swarming around it. Ei au scris despre cum acea piatră se rostogolea și arăta precum un roi de albine. And how they would drink water from it every place they would go. Și cum ei beau din acea stâncă în orice loc unde ei mergeau. How they would sing, spring up, O well. Cum ei cântau și spuneau, țâșnește fântână. I will sing about it. Voi cânta despre. And some believe Dar unii cred that Paul
was referring to that. Că Pavel se referea la acel fapt. When he wrote that the rock that went with them was Christ. Când el a zis că stânca ce a mers împreună cu ei era Hristos. But Paul says it was a spiritual rock. Dar Pavel spune că era o stâncă duhovnicească. So others believed. Așa că alții au crezut. That the spiritual rock. Că stânca duhovnicească. Was God who went with them. Era Dumnezeu care mergea împreună cu ei. But when God first gave the Jewish people water to drink. Și când Dumnezeu a dat prima dată poporului evreu apă să bea. They were near the Mount Horeb. Erau lângă muntele Horeb. Water started to flow down from the mountain. Apa a început să curgă de pe munte. Because it says in Deuteronomy. Pentru că scrie în Deuteronom. That the water flowed from the mountain. Că apa a curs de pe munte. And two times in the book of Psalms. Și de două ori în cartea Psalmilor. It says that the water that flowed. Ni se spune că apa care a curs. Was so great that it was like a mighty river. Era așa de mare că venea ca un râu puternic. So some believe. Unii cred that they the whole time that they went through the wilderness. Că tot timpul cât ei au mers prin pustie. They kept going near that river. Ei s-au dus tot mai aproape de acel râu. That was flowing down from the mountain. They went right next to it. Că mergeau tot timpul de fapt pe lângă acel râu. Because wherever the river went. Pentru că oriunde mergea râul. The desert place became like this green pasture where their animals could also eat. Locul acela pustiu, pustia devenea ca și un loc verde, oază, unde chiar animalele puteau să se hrănească. So there are different theories. Sunt diferite teorii. And none of them can we know for sure this is the one. Și niciuna dintre ele nu putem să o știm asta cu siguranță așa a fost. But when God first gave them the water to drink. Dar când Dumnezeu le-a dat lor prima dată apă să bea. He said to Moses. A zis lui Moise. I will come and stand upon the rock. Eu voi veni și voi sta pe acea stâncă. And when Moses struck the rock. Și când Moise a lovit stânca. God himself was standing on the rock. Dumnezeu însuși stătea pe stâncă. There's another time. Fost o altă dată. When the elders went up on the mount with Moses. Când bătrânii s-au dus pe munte împreună cu Moise. And they saw God. Și-au văzut pe Dumnezeu. And under his feet there was like sapphire. Și sub picioarele lui arăta ca și safirul. They ate and they drank up on the mountain. Au mâncat și au băut împreună pe acel munte. And even though they saw God. Chiar dacă l-au văzut pe Dumnezeu. They did not die. Ei nu au murit. The Lord would sit upon his mercy seat. Domnul stătea pe tronul lui, pe scaunul de îndurare. And so Moses when he would go to speak with the Lord. Așa că atunci când Moise se ducea să vorbească cu Domnul. He would speak with the Lord face to face. El vorbea cu Domnul față în față. Like a man speaks with his friend. Așa cum un om vorbește cu prietenul lui. And they would hear a voice coming from above the mercy seat. Și auzeau o voce care venea de la tronul de îndurare. Because God was sitting on that seat. Pentru că Dumnezeu era pe acel scaun. Going all the way up into the heavens. Care se urca până în ceruri. They would see the Shekinah. Ei puteau să vadă Shekina. They could see the cloud. Puteau să vadă norul slavei. They could see the fire. Să vadă focul lui. They were a people that lived under the cloud. Au fost un popor ce au trăit sub nor. They were a people who lived in the Shekinah. Un popor ce a trăit în glorie. Moses said, Lord, show me your glory. Moise a zis, Doamne, arată-mi slava ta. How they lived in the glory. Cum ei au trăit în slavă. How they experienced the glory of the Lord. Cum ei au experimentat gloria Domnului. But even if they experienced the manifest presence of God. Dar chiar dacă ei au experimentat prezența manifestată a lui Dumnezeu. Even if they lived in the glory. Chiar dacă ei au trăit în glorie. It never really changed them. Nu s-au schimbat niciodată cu adevărat. It didn't ever really transform them. Nu i-a transformat pe ei. They didn't have a correct response to the glory. Nu au avut un răspuns corect la atingerea gloriei. One of my favorite quotes by Charles Spurgeon. Una dintre citatele mele preferate de la Charles Spurgeon. And this is actually the main idea I want to share with you. Și asta e ideea de bază ce vreau să împărtășesc cu voi astăzi. He said the same sun which melts wax hardens clay. El a zis același soare care face ca ceara să se topească întărește lutul. And the same gospel which melts some persons to repentance. Și aceeași evanghelie care înmoaie niște oameni și duce la pocăință. Hardens others in their sins. Întărește pe alții în păcatele lor. The same gospel. Aceeași evanghelie. Can go to two different people. Poate să meargă la doi oameni diferiți.
And for one of them it will soften his heart. Pe unul se înmoaie inima. For the other will harden his heart. Pe celălalt se împietrească inima. The same manifest presence of God. Aceeași prezență manifestată a lui Dumnezeu. Will come to two people. Va veni la doi oameni. It will soften one's heart. Pe unul va înmuia. The other it will harden. Pe celălalt îl va împietri. The same word of the Lord. Același cuvânt al Domnului. The same voice of God. Aceeași voce a lui Dumnezeu. Will harden one. Va împietri pe unul. But it will soften another. Și va înmuia pe celălalt. Even the miracles that God does for us. Chiar miracolele pe care Dumnezeu le face pentru noi. Can either soften us. Poate ori să ne înmoaie. Or harden us. Ori să ne împietrească. The question I want to ask you today. Întrebarea ce vreau să ți-o pun ție astăzi. Is will you be wax? O să fii tu ceară. Or are you going to be clay? Sau să fii tu un lut? How will you respond to the sun? Cum o să răspunzi tu la soare? We know how God hardened the heart of Pharaoh. Noi știm că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. It says many times throughout the book of Exodus. Spune de multe ori prin cartea Exodului. And even in Romans chapter 9. Și chiar și în Roman 9. That the Lord hardened Pharaoh's heart. Că Domnul a împietrit inima lui Faraon. But it also says a few times. Dar de asemenea spune de câteva ori. That Pharaoh hardened his own heart. Că Faraon și-a împietrit el inima. Which one was it? Care a fost până la urmă? Was it the Lord hardening his heart? Domnul i-a împietrit inima? Or was it Pharaoh hardening his heart? Sau Faraon și-a împietrit inima? Both. Ambele. But it was really the presence of the Lord. Dar e de fapt prezența Domnului. Which caused Pharaoh to get harder. Care l-a făcut pe Faraon să se împietrească. It was the miracles that he saw. A fost miracolele pe care el le-a văzut. That caused him to get even more resistant. Ce l-au făcut pe el să se împotrivească și mai mult. The Egyptians believed. Pentru că egiptenii credeau. That Pharaoh was a deity. Că Faraon era o deitate. And that his heart was the all-controlling factor. Și că inima lui era factorul care controla totul. Both in history. Atât în istorie. And also in society. Cât și în societate. The Lord was wanting to show. Domnul a vrut să arate. His sovereignty even over the heart of Pharaoh. Suveranitatea lui chiar și peste inima lui Faraon. That he could direct the heart of Pharaoh in any direction he wanted to. Să conducă inima lui Faraon în orice direcție își dorește el. And so God can do with us. Așa Dumnezeu poate să facă și cu noi. But he also looks to see how we respond to him. Caută să vadă cum noi o să răspundem lui. I don't have all the answers. Eu nu am toate răspunsurile. Of why one person will get softer in his heart. De ce un om se înmoaie în inimă? And another person will get harder in his heart. Și altul se împietrește în inima lui. Ezekiel was sent by the Lord. A fost trimis de Domnul. To prophesy to the people of Israel. Să prorocească poporului evreu. And the Lord told him. Și Domnul i-a spus lui. This is a stubborn people. Acesta e un popor încăpățânat. This is a rebellious people. E un popor răzvrătit. And they're not going to listen to you. Și nu o să te asculte. They are hard in their hearts. Ei sunt împietriți, sunt duri în inima lor. And even as you prophesy to them. Și așa cum tu le prorocești lor. They will get harder in their hearts. Ei o să se împietrească și mai tare. But I will make you harder Dar than they are. Eu o să te fac pe tine mai tare decât ei. If they are like flint, like a stone. Dacă ei sunt ca și o piatră. Then I will make you like a diamond. Atunci eu te fac pe tine ca un diamant. And sometimes in ministry. Și ori în slujire. We need to be like a diamond. Trebuie să fim ca și un diamant. We need to be tough. Trebuie să fim puternici. So we can resist. Ca noi să putem să facem față. So we can persist. Să putem să persistăm. But Ezekiel also prophesied and said. Dar Ezekiel de asemenea a prorocit. I will give you a new mind. Și a zis, vă voi da o minte nouă. I will give you a new heart. Vă voi da o inimă nouă. A heart of flesh. O inimă de carne. Instead of the heart of stone. În loc de inima de piatră. Only God can do that. Doar Dumnezeu poate face asta. By his grace. Doar el prin harul lui. And this is the first thing that I believe. Și primul lucru pe care eu cred. That God is going to do during our conference. Că Domnul va face în timpul acestei conferințe. He is going to take out hearts of stone. Eu cred că va lua inimi de piatră. And he will give hearts of flesh. Și el va da inimi de carne. He will cause people to be softened in his presence. El va face pe oameni să fie moi în prezența lui. People like wax. Oameni ca și ceara. Not like clay. Nu ca și un lut. And then Paul says. Și pe urmă Pavel spune.
that they were baptized into Moses. Că au fost botezați în Moise. In the cloud and in the sea. În nor, în mare. And they all ate the same spiritual food. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. And they all drank the same spiritual drink. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. He was making a clear parallel here. El făcea aici o paralelă clară. Between what happened in the wilderness. Între ce s-a întâmplat în pustie. And how we today are baptized. Și cum noi astăzi suntem botezați. And how we partake of the Lord's Supper. Și cum noi luăm din cina Domnului. Because he writes in other places also in 1 Corinthians. Pentru că el scrie și în alte locuri în 1 Corinteni. About baptism. Despre botez. And about the Lord's Supper. Și despre cina Domnului. But he was trying to show them. Și el a încercat să le arate lor. That even though they were baptized, chiar dacă ei au fost botezați, even if they ate and drank, chiar dacă au mâncat și au băut, it didn't really help them, nu i-a ajutat pe ei de fapt, because they didn't believe, pentru că nu au crezut. The only thing that can bring us into the promised land is faith. Singurul lucru care ne poate duce pe noi în țara promisă e credința. And the only thing that can really bring us into salvation. Singurul lucru care ne poate duce pe noi în mântuire is faith. Este credința. If we don't have faith, dacă noi nu avem credință, and we get baptized in water, și suntem botezați în apă, we're just going for a swim. Doar ne ducem să ne să notăm. If we eat the Lord's Supper, dacă luăm cina Domnului, and we don't have faith, și nu avem credință, we're just having a snack. Doar am mâncat un snack. It doesn't benefit us anything. Nu e de folos nouă deloc. But when we have real faith, dacă noi avem credință reală, from the heart, din inimă, how powerful is baptism, cât de puternic e botezul, and how powerful is the Lord's Supper, cât de puternic e cina Domnului, we are changed into new people, suntem schimbați, transformați în a fi oameni noi, we partake of who Jesus is, luăm din cine este Iisus, of his broken body, din trupul lui frânt, and we drink of și him, și bem din el, and then it will really benefit și us. Ne va fi nou de folos. I don't want to see any person. Eu nu vreau să văd niciun om. Missing out on the promised land that God has for him. Care ratează promisiunea ce Dumnezeu are pentru el. Not entering into the promised land. Și nu intră în țara promisă. Because of unbelief. Din cauza necredinței. But I want to see a people of faith. Eu vreau să văd un popor al credinței. Who can participate in everything that God has prepared. Care poate să participe în tot ce Dumnezeu are. Paul brings a word of warning. Pavel aduce un cuvânt de avertisment. Encouragement is not enough. Încurajarea nu e suficient. We need warning as well. Avem nevoie și de avertisment. John Piper said. John Piper a zis. Referring to this passage. Cu referință la acest pasaj. God deals with our bad desires. Dumnezeu se ocupă de dorințele noastre rele. Not only through promises, nu doar prin promisiuni, but also through threats. Dar și prin amenințări. Like, think about parenting. Gândiți-vă la a fi un părinte. Now, if you just dacă are bribing your child all dai the time, mită copilului tău tot timpul, and I'm not against bribing your children. Eu nu sunt potrivă să mai mituiești copilul tău din când în când. If you behave yourself well dacă today, dacă astăzi ești cu minte, and you listen while we're in the park, și asculți în timp ce suntem în parc, I will give you an ice cream cone afterwards. Îți dau afterwards. O înghețată la sfârșit. Or if you today, sau dacă tu astăzi, behave yourself at school, ești cu minte la școală, and you do everything your teacher și tells you, ce spune învățătoarea, then I will give you a lollipop when you get home. Atunci îți dau o cadea când ajungi acasă. Bribery works with children. Funcționează la copii. To give them să le dai inspiration. Inspirație. To have good behavior. Să se comporte frumos. But some of the times, dar uneori, you also have to warn your child. Trebuie și să-ți avertizezi copilul. Of bad results of their current actions. De rezultate rele ale deciziilor lor actuale. If you don't stop fighting with your sister, dacă nu te oprești să te mai ceri cu sora ta, you are going to lose your telephone privileges. Îți pierzi privilegiile la telefon. No more YouTube videos for a week. Nu mai e voie o săptămână pe YouTube la video. If you keep punching the other little boy from Sunday school, dacă tu dai cu pumnul la copilul ăla de la școala duminicală, then I'm going to take away the PlayStation for a month. Îți iau PlayStation o lună.
You need to have both. Trebuie să le ai pe ambele. If you're just always giving your children ice cream Dacă and lollipops, dai copilul tău doar acadea și înghețată, you're gonna have a fat child. O să ai un copil gras. And so it is in our relationship with God. Și așa e și în relația noastră cu Dumnezeu. Listen to how Paul warns them. Auziți cum Pavel îi avertizează. In verse 7. În versetul 7. Don't be idolaters as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul s-a așezat să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. In verse 8, don't indulge in sexual immorality as some of them did, and 23,000 fell in a single day. Să nu desfrânăm cum au desfrânat unii dintre ei și într-o singură zi au căzut 23,000. In verse 9, don't put Christ to the test as some of them did and were destroyed by snakes. Să nu ispitim pe Hristos cum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit prin șerpi. In verse 10, don't grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. Versetul 10, să nu murmurați cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. So Paul was telling them to avoid idolatry. Așa că Pavel spunea să evite idolatria, immorality, imoralitatea, putting Christ to the test, să pună, să ispitească pe Hristos, and mumbling or complaining, și să murmure sau să te plângi. The way that we talk underneath our care vorbim, breath, așa, that we complain, unde ne plângem, maybe against leaders, poate împotriva liderilor, maybe against God, împotriva lui Dumnezeu. God always hears everything Dumnezeu we say. Dumnezeu întotdeauna fiecare lucru care îl spunem îl aude. And Paul tells them, avoid și all Pavel of these spune, things. Evitați toate aceste lucruri. Because these are will produce wrong Pentru things that we don't want in our lives. Vor produce lucruri rele care nu le vrem în viața noastră. Why don't we use drugs? De ce nu folosim droguri? Why don't we watch pornography? De ce nu ne uităm la pornografie? Why don't we go out and get drunk? De ce nu mergem să ne îmbătăm? Why don't we cheat on our spouses? De ce nu ne înșelăm soțul sau soția? Because we know the bad results that Pentru those things will produce in our lives. Noi știm rezultatele rele pe care acele lucruri le vor produce în viața noastră. All of those things bring death. Toate acele lucruri aduc moarte. A pastor once told me. Un pastor odată mi-a spus. People usually think. Oamenii de obicei se gândesc. The wages of sin is death. Că plata păcatului e moartea. For everyone except me. Pentru toți în afară de mine. But no, the Bible says. Dar nu Biblia spune. Sin produces death. Că păcatul produce moarte. And God wants to warn us about that. Și Dumnezeu vrea să ne avertizeze despre aceste lucruri. Why we have been studying so much about the wilderness period? De ce am studiat așa de mult despre perioada în pustie? Besides the fact that we believe it's what God's speaking to us about as a church. De faptul că noi credem că e ce Dumnezeu ne vorbește ca și biserică. But also because understanding the wilderness period. Dar de asemenea că înțelege perioada când tu treci prin pustie. The wilderness period in the perioada Bible. Perioada de pustie din Biblie. Is a key for us understanding. Este o cheie pentru noi să înțelegem. So much more. Așa mult mai mult. Of what the whole Bible says. Din ce spune întreaga Biblie. Like in the book of Hebrews. Ca și în cartea Evrei. So much of the book of Hebrews. Atât de mult din cartea Evrei. Is about the wilderness period. Are de a face cu perioada în pustie. What we read from 1 Corinthians 10. Ce noi am citit din 1 Corinteni 10. You can do a very interesting study to look at it in parallel with the whole book of Hebrews. Poți să faci un studiu interesant unde să fie doar în paralel cu cartea Evrei. In the book of Hebrews. În cartea Evrei. There are 5 warning passages. Sunt 5 pasaje de avertizare. And I want to read to you something that a professor of theology wrote. Vreau să vă citesc ceva ce un profesor de teologie a spus. His name is Jared Compton. Numele lui este Jared Compton. If I find something that somebody else said. Dacă găsești ceva ce a spus altcineva. Who says it even better than I can. Care zice mai bine decât mine, decât aș putea eu. I will just leave it in his words. O să las în cuvintele lui spuse. It says in the exhortations of the book of Hebrews. Spune în încurajările cărții Evrei. În îndemnurile cărții Evrei. The analogy of choice is the wilderness generation. Yes. The main analogy that he uses is the wilderness generation. Principala analogie pe care o folosește este analogia cu pustia. If we miss that, dacă noi ratăm asta, then we will blunt the sharp edge of the warnings themselves. Atunci noi o să înmuiem ceea ce este de fapt ascuțimea avertizării.
After all, după toate lucrurile, it was precisely the former generation, a fost exact generația trecută, who remarkably were rescued by God from Egypt, care în mod remarcabil a fost scăpată de Dumnezeu din Egipt, led through the desert by God's visible presence, condusă de Dumnezeu prin pustie cu prezența lui manifestată, sustained in the desert by God's miraculous provision, susținut prin pustie de provizia miraculoasă a lui Dumnezeu, and given a law from God himself, și de la Dumnezeu însuși au primit legea, who hardened their hearts and perished in unbelief. Ei și-au împietrit inima și au murit în necredință. There's a reason, in other words, e un motiv, cu alte cuvinte, that Hebrews skips over the wilderness generation. Cartea Evrei sare peste generația de evrei. Generația din pustie. In chapter 11's Hall of Faith. În capitolul 11, care e capitolul credinței. We are not meant to miss the similarities between them and us. Noi nu trebuie să pierdem similaritățile dintre ei și noi. So the question that hangs in the air. Așa că întrebarea care stă atârnată în aer. Exhortation by exhortation. Îndemn după îndemn. Warning by warning. Avertisment după avertisment. Isn't simply how could they? Nu e simplu să zici, oh, cum au putut ei? But rather, will you too? Ci mai degrabă o să o faci și tu. They died in the wilderness. Ei au murit în pustie. In unbelief. În necredință. It's not for us to look at them and judge them. Nu ca noi să ne uităm la ei și să spunem, what wicked people. Ce oameni răi. How perverse they were. Ce perverși au fost. How could they do that? Cum au putut ei să facă asta? But it's better for us to say, Lord. Ci mai bine ca noi să ne uităm să zicem, Doamne. Have mercy. Ai milă. Help me not to do what they did. Să nu fac ce au făcut ei. And to recognize it as a warning. Și să recunosc ca și avertisment. Unto us. Pentru noi. So you can read the whole book of Hebrews. Așa că puteți să citiți toată cartea Evrei. And look for the wilderness warnings. Să vă uitați la avertismentele pustiei. But I want to look at just two of them. Dar eu mă uit doar la două. The first one. Prima. Is in Hebrews chapter 3. În Evrei capitolul 3. In verses 7 and 8. Versetele 7 și 8. As the Holy Spirit says today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness. De aceea, după cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă veți auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în răzvrătire în ziua ispitirii în pustiu. In verse 12 and 13. Versetele 12 și 13. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God. Luați seama, fraților, ca nu cumva să fie în cineva dintre voi o inimă rea de necredință, ca să se depărteze de la Dumnezeul cel viu. Exhort one another every day as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, atât timp cât se spune astăzi, ca nici unul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Today, astăzi, if you hear his voice, dacă auzi glasul lui, do not harden your heart. Nu se împietri inima. Will you be wax? O să fii tu ceară. Or will you be clay? Sau o să fii lut. What will the effect of the voice of God be on your heart? Care va fi efectul glasului lui Dumnezeu în inima ta? How will you respond? Cum o să răspunzi tu? Will you respond with repentance? O să răspunzi tu cu pocăință? Will you respond with faith? O să răspunzi tu cu credință? Will you allow the Lord to change you? O să lași tu pe Domnul să te schimbe? To transform you? Să te transforme? And then he says, și apoi spune nouă, exhort one another every day. Să vă îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. The word that is used for exhort, cuvântul folosit aici pentru a vă îndemna, it means to warn, înseamnă să vă avertizați, to implore, să implori, to plead with, să convingi, to beg, să, ca și cum ai cerși, to urge, să, care e cuvântul? Tot așa, e aceea, e sinonim. So all of these things, pe cineva cu putere. So all of these things, toate aceste lucruri, are what we must do for one another. Ce noi trebuie să facem unul pentru celălalt. Now just lift up one of your hands. Ridică-ți o mână. And say, I am one of the one another's. Eu sunt unul dintre ceilalți.
Amin. It's not the pastor's job to warn. Nu e slujba pastorului să te avertizeze. It's all of our jobs. E slujba noastră a tuturor. To warn one another. Să ne avertizăm unii pe alții. To say like, hey man. Să zice, hey omule. What has been going on with you? Ce se întâmplă cu tine? I haven't really seen your church recently. Nu te-am văzut la biserică recent. Hey lady. Hey, draga mea. How can you talk like that? Cum poți să vorbești așa? You shouldn't be complaining about the church that way. Nu trebuie să te plângi de biserică așa. You shouldn't be talking about your sister in Christ that way. Nu trebuie să vorbești despre sora ta în Hristos așa. Do you know what it's going to produce if you stay in this? Ce va produce dacă lucrul ăsta dacă rămâi în asta? It tells us to warn one another. Să ne avertizăm unii pe alții. As long as it is called today. Atâta timp cât se spune astăzi. There is safety in the body of Christ. Este siguranță în trupul lui Hristos. There is protection in the church. Este protecție în biserică. We must look out for one another. Noi trebuie să avem grijă unii de alții. To not say like Cain did, am I my brother's keeper? Nu să spunem ca și Cain, dar ce păzitoriu fratelui meu. We are all the one another. Noi toți suntem unii pentru ceilalți. We are all called to warn one another. Noi toți suntem chemați să ne avertizăm unii pe alții. As long as it is called today. Atâta timp cât se spune astăzi. Then in Hebrews chapter 12. Și în Evrei 12. This is the second one I want us to look at. Al doilea lucru la care am vrut să ne uităm. The second warning. Al doilea avertisment. It says in Hebrews 12:15. În Evrei 12:15. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Veghin ca să nu ducă vreunul lipsă de harul lui Dumnezeu, ca nu cumva vreo rădăcină de amărăciune încolțind să vă tulbure și mulți să fie întinați de ea. It warns us. Ne avertizează. Make sure that none of you fall short of the grace of God. Asigură-te că niciunul dintre voi nu-i lipsit de harul lui Dumnezeu. And make sure that no bitter root grows up. Că nicio rădăcină amară nu începe să crească. That will cause trouble. Care să tulbure. And will bring corruption to many people. Și să corupă, să întineze pe mulți. We all must be careful about this. Noi toți trebuie să avem grijă cu privire la asta. On Friday. Vineri. Nelica came over to our house to help us. Nelly a venit la noi acasă să ne ajute. And she was working out in the garden. Și a lucrat în grădină. By the end of the day, la sfârșitul zilei, her lower back was very sore. Spatele o durea. Because she was bent over. Pentru că era plecată. Pulling up weeds. Smulgând din buruieni. Just like Nelly did. Așa cum Nelly a făcut. We all need to pull up the weeds. Noi toți trebuie să smulgem buruienile. That are in our hearts. Care sunt în inimile noastre. That are in our lives. Care sunt în viețile noastre. To not allow any bitter root să to grow. Să nu lăsăm nicio rădăcină amară să crească. That root speaks of something that's poisonous. Acea rădăcină vorbește despre ceva care e otrăvitor. Do not live in unforgiveness. Să nu trăiești în neiertare. Do not live in unforgiveness. Să nu trăiești în neiertare. Do not live in offense. Să nu trăiești în ofensă. But pull up those weeds. Și smulge acele rădăcini. So that there is no bitter root. Ca să nu fie nicio rădăcină amară. Which takes a hold of you. Care poate să-ți se prindă de tine. Did you know that this warning also? Știi tu că de asemenea acest avertisment was taken from the wilderness story. A fost luat de asemenea din întâmplarea din pustie. Moses told the people of Israel. Moise a spus poporului evreu. In Deuteronomy chapter 29. Deuteronom 29. In verse 18. În versetul 18. Beware lest there be among you a man or woman or clan or tribe whose heart is turning away today from the Lord our God to go and serve the gods of those nations. Ca nu cumva să fie între voi vreun bărbat sau femeie sau familie sau seminția cărei inimă să se întoarcă astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru ca să meargă să slujească Dumnezeilor acestor națiuni. Beware lest there be among you a root bearing poisonous and bitter fruit. Ca nu cumva să fie între voi o rădăcină care să aducă o travă și amărăciune și să se întâmple. So where it's talking about that bitter root that grows up. Unde vorbește despre acea rădăcină de amărăciune care crește. Moses said. Moise a spus. It was when they would go away from the living God. Că a fost când ei se îndepărtau de Dumnezeul cel viu. And they started to serve idols. Și începeau să slujească idolilor. That it would be a poison. Că era o travă. That would quickly spread and begin to affect. Se răspândea și afecta the whole congregation. Toată adunarea. Usually historically speaking. De obicei istoric vorbind,
poison is the woman's choice for committing a murder. Otrava este ceea ce femeia alege atunci când vrea să comită crimă. But poison is something that anyone can use. Dar otrava e ceva care oricine poate să folosească. You don't have to be particularly strong. Nu trebuie să fii foarte puternic fizic. You can just sneak it into someone's food or water. Doar pui așa un pic în paharul de apă sau mâncarea cuiva. And that's how this bitter root works. Și așa e rădăcina asta de amărăciune, așa lucrează. It's very sneaky. E foarte vicleană. And it spreads very quickly. Și se răspândește foarte repede. When Peter and John went to Samaria. Când Petru și Ioan s-au dus în Samaria. They started praying for the new believers there to receive the Holy Spirit. Au început să se roage pentru creștinii care erau la început să primească Duhul Sfânt. There was a sorcerer in that city. Era un vrăjitor în acel oraș. By the name of Simon. Cu numele de Simon. Who had also gotten saved. Care de asemenea a ajuns să fie mântuit. But he came to Peter. Dar a venit la Petru. It probably would have been better if he went to any of the other apostles. Probabil că era bine dacă se ducea la oricare dintre ceilalți apostoli. But he chose Peter. Dar l-a ales exact pe Petru. And he says to him. Și spune la Petru. Here, let me give you some money. Să-ți dau ceva bani. So you can give me this Holy Spirit. Să-mi dai și mie Duhul ăsta sfânt. So you can give me this speaking in tongues. Să am și o vorbire asta în limbi. And Peter said, may your money perish with you. Și să-ți piară cu tine. For I see that you are in the gall of bitterness. Pentru că văd că ești în amărăciune. And in the bond of iniquity. Și în legătura fără de legi. Peter was also referring back to what Moses had said in Deuteronomy. Petru făcea referință acolo la ce Moise a spus în Deuteronom. He said, "You are an idol worshipper." I-a zis, tu ești un închinător la idoli. And I'm not going to allow this poison. Și nu o să permit acestei otrăvi. To spread to the rest of this new church here. Să se răspândească în această biserică nouă de aici. So gladly. Așa că din fericire. Simon the sorcerer began Simon to repent. Simon vrăjitorul a început să se pocăiască. He said, "Pray for me." O zi, roagă-te pentru mine. Nothing that you said will happen to me. Ca nimic ce ai zis să mi se întâmple. He was smart. A fost deștept. Ananias and Sapphira weren't so smart. Anania și Safira n-au fost deștepți. Probably Miha's favorite book and movie. Probabil cartea și filmul preferat al lui Miha. It's called Pride and Prejudice. Se numește Mândrie și Prejudecată. And she has read that book many times. Și-a citit cartea de foarte multe ori. And she has watched that movie și s-a uitat very la many de times. Foarte multe ori. But there's a time when one of the young women in the movie is talking. Dar e o parte unde una dintre fetele tinere din film vorbește. And she's really angry when she's talking. Și foarte supărată când vorbește. And another lady says to her. Și altă femeie spune. Take care, my love. Ai grijă, scumpă. That savors strongly of bitterness. Că asta are gust bun de amărăciune. Wow. Sometimes. Uneori. Maybe it would be good for us to stop ourselves. Poate ar fi bine să ne oprim. When we're saying certain things. Când spunem anumite lucruri. Say, oh man, that's a bitter taste. Are gust amar. Where God first caused the water to flow. Dumnezeu a făcut prima dată să curgă apă. In the middle of the wilderness. În mijlocul pustietății. It was in a place called Mara. A fost într-un loc cu numele de Mara. Which means bitterness. Care înseamnă amărăciune. Because they had only bitter water there. Pentru că aveau doar ape amare acolo. But in the place of bitterness. Dar în locul de amărăciune. God caused sweet water to flow. Dumnezeu a făcut ape dulci să curgă. Like a river. Ca și un râu. That all the people could drink of. Și toți oamenii au putut să bea de acolo. And this is the second thing. Și al doilea lucru. That I believe that God is going to do at this conference. Cred că Domnul va face în timpul acestei conferințe. God is going to change bitter waters into sweet waters. Va transforma ape amare în ape dulci. He's going to change the taste. Va transforma gustul. That we leave behind. Care noi lăsăm în urma noastră. James said. Iacov a spus. Can both fresh water and salt water? Poate să curgă și apă dulce și apa asărată. Can both sweet water and bitter water apă dulce și apa amară să curgă from the same spring? Din același izvor? No, it cannot. Nu poate. How many of you really like the book of Ruth? La câți vă place cartea Ruth? It's one of my favorites. Una dintre preferatele mele. The book of Ruth tells just as much her own story as it does the story of Naomi. Cartea Ruth vorbește atât de bine despre povestea lui Ruth cât și despre povestea lui Naomi. Naomi means pleasant. Naomi înseamnă plăcută. She was living with her family in Moab. Ea trăia cu familia ei în Moab.
a place where the Israelites were never supposed to go. Un loc unde evrei niciodată n-ar fi trebuit să meargă. They're in the wrong place at the wrong time. Era un locul nepotrivit la timpul nepotrivit. Her husband dies there. Soțul ei moare acolo. Both of her sons die there. Amândoi băieții mor acolo. And she returns to Bethlehem together with Ruth. Împreună cu Ruth. And it's really like the story of the prodigal son. Și chiar ca și povestea fiului risipitor. Naomi was the prodigal daughter. Naomi era fiica risipitoare. Returning to the house of bread. Care se întorcea la casa pâinii. To Bethlehem. La Betleem. And the whole congregation welcomed her back again. Întreaga adunare a primit-o înapoi. But they said, "Is that Naomi?" Dar au zis, "Asta e Naomi?" She had gone through so much that she didn't look like the same person. Ea a trecut prin așa de mult că nici nu mai arăta ca și același om. She said, ea a zis, "Don't call me Naomi. Nu mă ziceți mie Naomi. Call me Mara. Numiți-mă Mara. Because the Lord has dealt bitterly with me. Că Domnul s-a ocupat de mine cu amărăciune. Don't call me pleasant. Nu mă numiți plăcută. I'm bitter. Eu sunt amară." But the beautiful thing that happens, lucru frumos care se întâmplă, is that God changes the bitter water că Dumnezeu transformă apa amară din ea into sweet waters. Într-o apă dulce. And by the end of the book, și până la sfârșitul cărții, they're calling her Naomi. Eu numesc pe ea Naomi. They're calling her pleasant again. Eu numesc pe ea iarăși plăcută. Because God turned everything around. Căci Dumnezeu a întors toate lucrurile. God is turning the bitter waters Dumnezeu into sweet waters. Dumnezeu transformă apele amare în ape dulci. Even in the place that was Mara. Chiar în locul care a fost Mara. Where there was only bitterness. Unde era doar amărăciune. That's where the rivers of life flow. Acolo râurile de viață curg. The most. Cel mai mult. When Elisha când Elisei was together with the sons of the prophet, era împreună cu fiii prorocilor, they were all hungry. Erau toți flămânzi. It was during a famine. Era în timpul foametei. So they went out and gathered some veggies. Așa că s-au dus, au adunat niște legume. And they made a stew. Au făcut o ciorbă. But when they took the first bite, și când au mâncat prima dată din ciorbă, they saw that they had accidentally put some poisonous gourds. Au văzut că de fapt au pus niște plante otrăvitoare acolo. And they said, "Oh man of God." Și au zis, "Oh, om al lui Dumnezeu." There is death in the pot. E moarte în oală. So Elisha took așa the flour. A luat făină. And he sprinkled it in the stew. Și a stropit-o așa în acea ciorbă. And he said, "Now you can eat." Și a zis, acum puteți să o mâncați. That's what the word of God can do. Asta ce face cuvântul lui Dumnezeu. It takes what is poisonous. Ia ce e otrăvitor. It takes what is death. Ia ce e moarte. And it brings life in that place. Și aduce viață acolo. It takes what is bitter. Ia ce e amar. And it brings sweetness. Și aduce dulcime. It brings a pleasantness again. Aduce o plăcere iarăși. And I believe. Și eu cred. At this conference. La această conferință. The Lord is going to change bitter waters. Domnul va transforma apele amare. To sweet waters. And even people who were affected. Și chiar oamenii afectați. And people who drank of water that they shouldn't have drunk. Oamenii care au băut apă din care n-ar fi trebuit să bea. God is going to bring healing and restoration to them. Dumnezeu va aduce vindecare și restaurare lor. And make it be like there was no effect left. Să facă să fie ca și cum nu a fost nimic ce să rămână. In their lives. În viața lor. See to it that none of you fails to obtain the grace of că God. Că niciunul dintre voi nu pierdeți din harul lui Dumnezeu. That no root of bitterness springs up. Și nicio rădăcină de amărăciune nu se răspândește. And causing trouble. Să vă cauzeze tulburare. And so by it many will be defiled. Și prin ea mulți să fie murdăriți. But then Paul ends by saying. Dar apoi Pavel sfârșește prin a spune. Now these things happened to them as an example. Acum aceste lucruri s-au întâmplat lor ca și exemple. But they were written down for our instruction. Dar au fost scrise pentru ca să ne fie nouă de învățătură. On whom the end of the ages has come. Peste care au venit sfârșiturile veacurilor. This is an opportune time. Acesta este un timp oportun. This is what the scripture refers to as the end of the age. La asta se referă scriptura ca și sfârșitul veacurilor. Even though maybe you have faced great opposition. Chiar dacă poate că ai avut de a face cu opoziție mare. Even though you have been surrounded by enemies. Chiar dacă ai fost înconjurat de vrăjmași. That is a sign for you that this is an opportune time. Asta e un semn pentru tine că ăsta e un timp oportun. When the enemy is trying to do a lot. Când vrăjmașul încearcă să facă mult. Actually, God has a greater plan. De fapt, Dumnezeu are un plan mai mare. The rabbis used to say. Rabinii obișnuiau să spună. Whatever happened to the fathers. Orice s-a întâmplat părinților. Is a sign to their children. E un semn pentru copii.
We can learn from what happened to the Jewish people in the wilderness. Noi putem să învățăm de la ce li s-a întâmplat poporul evreu în pustie. It's a model for us. E un model pentru noi. It's an example for us. Un exemplu pentru noi. It is like a type for us. E ca și un tip, un prototip pentru noi, un tipar. Of what God wants to teach us. De ce Dumnezeu vrea să ne învețe pe noi. We have been living in the last days. Noi trăim în ultimele zile. From the day of Pentecost onward. De la ziua de Rusali până acum. It says in Acts chapter 2 and verse 1. Spune în Fapte 2, versetul 1. When the day of Pentecost had fully come. Când ziua cincizecimii a venit. They had been waiting for 1800 years. Ei așteptaseră 1800 de ani. For the day of Pentecost to be fulfilled. Ca ziua cincizecimii să se împlinească. They were celebrating this festival over and over again. Ei tot sărbătoreau acea sărbătoare din nou și din nou. But on that day in the upper room. Dar în acea zi, în camera de sus. The what they had been celebrating for so long. Ce au sărbătorit așa de mult timp. Was fulfilled. S-a împlinit. When the wind came. Când a început să bată vântul Duhului Sfânt. When the fire came. Când focul Duhului Sfânt a venit. So Peter got up and said. Așa că Petru s-a ridicat și a spus. This is that. Asta este. What was prophesied by the prophet Joel. Ce a fost prorocit de către prorocul Ioel. In the last days. În zilele de pe urmă. I will pour out my spirit on all flesh. Voi turna Duhul meu cel Sfânt peste orice făptură. Your sons and your daughters will prophesy. Fiii voștri și fiicele voastre vor proroci. Your young men will see visions. Tinerii voștri vor avea viziuni. Your old men will dream dreams. Bătrânii voștri vor avea vise. Even on your men servants and your maid servants. Chiar peste slujitorii voștri și slujitoarele voastre. I will pour out my spirit on that day. Voi turna Duhul meu în acea zi peste and ei. And they will prophesy. Și ei vor proroci. In the last days. În zilele de pe urmă. It started on the day of Pentecost. A început în ziua de Rusali. And it has been going until this very day. Și ea continuă până astăzi. The first time. Prima dată. That we see the number 120. Când vedem acest număr 120. In the Bible. În Biblie. It is in Genesis chapter 6. În Geneza capitolul 6. And it speaks about the end of flesh. Și vorbește despre sfârșitul cărnii. The day of Pentecost. Ziua de Rusali is the end of flesh. Este sfârșitul cărnii, when firii. When 120 were gathered in the upper room. Când 120 erau adunați în camera de sus. God was saying it's no longer going to be by your own strength. Dumnezeu spunea nu mai e prin puterea voastră. It's going to be by my Holy Spirit. Va fi prin Duhul meu Sfânt. It's no longer what you can do as human beings. Nu mai este prin ce voi puteți să faceți ca și oameni. It's by my anointing. Este prin ungerea mea. It's the end of doing things in a fleshly way. Este sfârșitul timpului în care tu să faci lucruri în fire. And it's the beginning of living by grace. Și începutul a trăi prin har. That is what the day of Pentecost is. Asta înseamnă ziua de Rusali. When it had fully come. Când a venit pe deplin. It's like there was this countdown down timer. E ca și cum era acest cronometru. Like we usually have before our church service starts. Cum avem înainte să începem programul de biserică. They had been counting down the days. I-au tot numărat zilele. Until the day of Pentecost came. Până vine ziua de Rusali. But the Holy Spirit has come. Dar Duhul Sfânt a venit. The power of God has puterea been released. Lui a fost eliberată. And I believe. Și eu cred. That during the conference. În timpul conferinței. We will see the day of Pentecost. Vom vedea ziua de Rusali. We will see the end of flesh. Vom vedea sfârșitul firii. And we will see the fire. Vom vedea focul. The wind of the Holy Spirit. Vântul Duhului Sfânt. Moving through the church. Care se mișcă prin biserică. Did you hear the verses that they said? Ați auzit voi versetele ce le-au spus ei? At the video earlier. La acel video mai devreme. About the conference. Despre conferință. They said when the fullness of time had come. I-au spus când a venit împlinirea vremii. God sent forth his son. Dumnezeu l-a trimis pe fiul său. They said. I-au spus. For he says. Pentru că el zice. In a favorable time I listened to you. La timpul potrivit am ascultat. In a day of salvation I have helped you. Și într-o zi de mântuire te-am ajutat. Behold, now is the favorable time. Iată, acum este timpul potrivit. Behold, now is the day of salvation. Iată, acum este timpul mântuirii. This is the opportune time. E timpul oportun. This is the time of salvation. E timpul mântuirii. This is the day of grace. Este timpul harului. When God is pouring out his spirit. Când Dumnezeu toarnă Duhul lui. The end of the age. Sfârșitul veacurilor. What a time we are living in. Ce timpuri trăim noi. What an opportunity we have. Ce oportunitate avem noi. God has put a
in front of us. Dumnezeu a pus în fața noastră an open door, o ușă deschisă, that no person can și shut. Niciun om nu poate să o închidă. I have heard many prophets, am auzit mulți proroci, saying this word, care au spus acest cuvânt, around the world, în jurul lumii. Many prophets have mulți proroci said this, au spus asta. We as a universal noi, ca și biserică trupului Hristos, have entered into a new era. Am intrat într-o eră nouă. That is the word of the Lord. Acesta e cuvântul Domnului. This is a new era. Este o eră nouă. This is a new time. Este un timp nou. The spirit of the sovereign Lord is upon me. Duhul stăpânul Domnului peste mine. Because he has anointed me to preach the good news. Să predic vești bune. To proclaim. Să proclam. The year of the favor of the Lord. Anul de favoare al Domnului. The day of the vengeance of our God. Ziua răzbunării Dumnezeului nostru. That is why the Holy Spirit has been poured out. Duhul Sfânt a fost turnat. So that we can proclaim. Putem să proclamăm. This is the time. Acesta este timpul. This is the opportune time. Acesta este timpul oportun. For all of us. Pentru noi toți. Upon whom the end of the ages. Peste care a venit come. Sfârșitul veacurilor. Amen. Amin. La început chiar la creație, Dumnezeu a fost prezent. Duhul Său zbura pe ape ca în chip de porumb. Rostii și-a luat ființă omul după chipul său, l-a creat să locuiască numai în prezența sa, Duh Sfânt. Noi pe tine te dorim, te dorim mai mult.
jertfa mielul lui. Acum pot să cer în voie, al său sânge m-a spălat, Duhul Sfânt să-ți odihnească-nchid.